Partidul Socialiștilor și liderul acestuia, Igor Dodon, sunt în topul preferințelor cetățenilor la mai multe capitole, arată un nou sondaj realizat de CBS AXA și prezentat de IDIS Viitorul. Astfel, la întrebarea pe cine din candidații înscriși în cursa electorală i-ați vota în funcția de președinte, pentru Igor Dodon ar vota 23,3%, acesta fiind urmată de Maia Sandu cu 7,9% și Andrei Năstase cu 7,7%. Totodată, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, atunci pentru Partidul Socialiștilor ar vota 35,2%, pentru Partidul Democrat 13,3%, iar pentru Partidul Nostru 13,1%. Respondenții au mai opinat și în privința lucrurilor care îi îngrijorează cel mai mult. Aici, 58,5% i-au revenit sărăciei, urmată de corupție 46,1%, prețuri 45,6%, dar și șomajul 44,5%. Sondajul a fost realizat în perioada 14-25 septembrie pe un eșantion de 1108 cetățeni și are o marjă de eroare de plus-minus 3%. Activiștii partidului nostru au pichetat marți clădirea Curții de Apel Chișinău pentru a-l susține pe colegul lor Nicolae Hacico, în privința căruia magistrații au menținut măsura preventivă de arest pentru 30 de zile. Hacico este acuzat de apartenența chipurile la o grupare criminală. Participanții la pichet au spus că dosarul lui Hacico este unul fabricat și că scopul principal este discreditarea partidului nostru, a liderului acestuia Renato Usatăi, dar și a candidatului formațiunii la prezidențiale Dmitri Ciubașenco. Candidatul electoral în cursa pentru prezidențiale din partea Mișcării Social-Politice Ravno Pravie, Ina Popenco, și-a inaugurat staful electoral în orașul Orhei. De ce anume în Orhei și nu în capitală? Pentru că de aici echipa noastră a început să schimbe viața oamenilor în bine. Orașul Orhei este un exemplu unde politicienii au demonstrat responsabilitate față de promisiunile făcute. Am deschis staful nostru și împreună cu toată echipa începem a lucra activ, a declarat Ina Popenco. Luni aceasta a fost înregistrată la Comisia Electorală Centrală oficial în calitate de candidat electoral, fiind a cincea în buletinul de vot. 41 de milioane de euro vor fi oferiți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în scopul extinderii gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău. Construcția acestuia a demarat încă în 2013, iar inaugurarea lui oficială a fost pe 27 august 2014. Conducta nouă va avea o lungime de 120 de kilometri. Se așteaptă că gazoductul va putea transporta anual la capacitate maximă 1,5 miliarde de metri cubi de gaze. Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 93 de milioane de euro, iar diferența de 52 de milioane ar putea fi acoperită de un credit din partea Băncii Europene pentru Investiții. Comisia Electorală Centrală nu are în prezent competența de a decide asupra oportunității deschiderii secțiilor de votare peste hotare. Ori această împuternicire îi revine guvernului în colaborare nemijlocită cu Ministerul de Externe. În acest sens, președintele CEC Alina Rusu a menționat că instituția va cere anumite modificări în legislație. Comisia Electorală Centrală nu a participat în procesul de dezbateri sau de luarea deciziei ce ține de deschiderea secțiilor de votare peste hotare, nici în privința numărului acestora, nici a localităților. Atunci când vom reveni după scrutinul prezidențial vis-a-vis de modificarea codului electoral, noi vom examina și acest subiect, a mai precizat Rusu. Pentru 30 octombrie au fost stabilite 100 de secții de votare, cu 5 secții mai mult decât la scrutinul parlamentar din 2014. O serie de noi măsuri de austeritate cerute de creditorii internaționali a fost adoptată de Parlamentul grec. În favoarea acestei legi au votat doar deputații coaliției guvernamentale, iar împotrivă s-au pronunțat formațiunile politice din opoziție. Acest vot deschide calea deblocării a 2,8 miliarde de euro din împrumutul pentru Grecia, o tranșă amânată din iunie din cauza negocierilor dintre Atena și creditori. Adoptarea acestei legi a provocat din nou nemulțumiri în societate. La Atena, având loc deja câteva acțiuni de protest în fața Parlamentului.
Aproape toate țările din Uniunea Europeană ar putea urma exemplul Marii Britanii și ar putea părăsi spațiul comunitar. Un avertisment în acest sens a venit din partea parlamentarului francez Philippe Corderie, care se ocupă de relații europene în partidul lui François Hollande. Corderie susține că pe continent există percepția destul de răspândită că Uniunea Europeană se îndreaptă în direcția greșită, adăugând că euroscepticismul și populismul sunt în creștere peste tot. Menționăm că în urma referendumului din iunie curent, peste 51% din britanici au decis să părăsească Uniunea Europeană.